orașului cu alocări bugetare suplimentare și faptul că nu avem încă licitație pentru celelalte zone ale orașului. Sigur că da, am criticat în primul rând pentru că toți locuitorii orașului sunt afectați de anumite neconcordanțe din executiva, anumite neconcordanțe din caietul de sarcini, datorită caietelor de sarcini care nu întotdeauna sunt făcute profesionist și permit atacarea lor. Iar acest lucru, mai ales cu spațiile verzi și nu numai, deranjează, având în vedere că pe lângă bătrâni sunt și copii. Mai înainte, o colegă de-a mea a adus aminte și în discuție domnului primar de Parcul Clăbucet, unde topoganele și anumite instalații de joacă pentru copii sunt afectate de câteva luni și prezintă un pericol pentru siguranța noastră a tuturor cetățenilor. Sigur că justificări sunt multe. Asta ne deranjează, dar în final cei care au de suferit nu sunt decât locuitorii orașului, iar noi avem datoria în Consiliul Local să facem tot ce e posibil, să atragem atenția pentru că aceste probleme de siguranță a cetățeanului, de sănătate, să le aducem în discuție. Spuneți-ne cum vedeți suma pe care a primit-o horticultura astăzi ca buget suplimentar? Bine, suma este o sumă normală în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul director de la horticultură și să nu uităm că horticultura se ocupă de partea centrală a orașului, cu care zic eu că ne putem mândri și care presupune o foarte mare migală, ca să zic așa, din punct de vedere a manoperei, pentru că nu putem trata centrul orașului Timișoara, unde ați văzut și dumneavoastră florile sunt schimbate periodic în funcție de sezon și iarba și arbușii sunt tăiați, zic eu, foarte, foarte profesionist și asta e o laudă, mai ales că firma Horticultura aparține de orașul Timișoara. Spuneți-ne, vă rog, cine credeți că este de vină pentru că încă nu avem licitația organizată pentru restul spațiilor verzi în Timișoara? Executivul primăriei? Funcționari publici? Sunt mai mulți factori. E greu de dat un nume sau doi. Ceea ce ne îngrijorează, repet, este și nu cred că este important dacă o persoană, două sau trei, sunt vinovați. Important este că nu există contracte pentru spațiile verzi, adică rezultatul pe care îl percepem toți și trebuie să urgenteze cu orice preț aceste proceduri pentru a beneficia toți de ele. Acum, cred că nu câștigăm nimic și nu e de competența mea de a spune că o persoană sau alta e vinovată. Există un control al domnului primar care s-ar putea să poată să decidă vinovăția unuia sau altuia. Mulțumesc!